În județul Gorj și desfășoară activitatea aproximativ 12.000 de firme. Din acest total, aproximativ 1.800 de societăți au activitatea suspendată și 46 s-au declarat insolvente. Domeniile cele mai afectate sunt în construcții, comerț și prestări de servicii. Prejudiciul pe care l-au înregistrat la bugetul de stat se ridică la 7 milioane de lei noi. De la începutul anului până la 30 aprilie, un număr de 46 de contribuabili au intrat în procedura de insolvență, datoriile către bugetul statului însumând 7 milioane de lei. În acest moment gestionăm un număr de 1793 de societăți comerciale care și-au suspendat activitatea. Încă de la începutul acestui an, un număr însemnat de societăți din Gorj au apelat la amânarea plăților către bugetul de stat. De la începutul anului până în prezent am constatat că un număr însemnat de agenții economici au uzat de amânările la plată. Asta denotă faptul că au unele dificultăți financiare, dificultăți legate de plata impozitelor și taxelor la bugetul statului. Acțiunea continuă până la data de 30 iunie, până atunci se mai pot primi cereri pentru amânarea la plată. În următoarea perioadă, reprezentanții Direcției Finanțelor Publice Gorj vor intensifica acțiunile de executare silită, vor identifica bunurile care după aceea vor fi scoase la licitație în vederea suplimentării banilor la bugetul de stat.